Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la sfatul zilei pentru ziua de 21 aprilie. Haideți să vedem cum va fi pentru fiecare zodie în parte ziua de 21 aprilie. Trebuie să vă spun și un citat, așa cum nu lași o floare fără lumină pentru că se ofilește, nici ție nu-ți da voie să rămâi într-un loc care nu îți oferă nicio oportunitate de a crește. Dar haideți să vedem, să începem cum va fi ziua, dar voi, nu știu, simt să iau alt pachet de cărți. Ok, așa, să vedem cum va fi ziua de 21 aprilie. Pentru berbec. Hai să vedem. Pentru berbec. Berbecul, în primul rând, văd că ziua de mâine este o zi în care este posibil să aibă conflicte, dar este o zi pe care o petrece în sânul familiei. E adevărat că are și discuții pozitive, dar văd că are parte și de anumite conflicte cu o anumită persoană care cumva încearcă să îi se opună atunci când acesta dorește să facă ceva. N-ar fi nimic exclus aici ca pentru o parte dintre voi această persoană să fie persoana iubită, iar dacă sunteți persoane singure, să fie vorba de o persoană din familie la care țineți destul de mult și care vine și vă spune: a, nu ai voie să faci aia, nu e bine să mergi acolo și așa mai departe. Și atunci de aici nu este decât un pas să se iște niște conflicte. Din punct de vedere al sănătății, cred că este o zi ca oricare alta, doar că este posibil să vă simțiți un pic obosiți și fără chef de vlagă. Aici chiar vi se, să nu aveți niciun pic de vlagă, da? Chiar vi se recomandă să consumați ceva legume, în special mărul. Văd că vi se recomandă pe data de 21 aprilie. Să trecem pe la cei de cu zodia Taur. Pentru Taur, hai să vedem cum va fi ziua de 21 aprilie pentru Taur. La voi văd că au ieșit două zodii. Pentru cei din zodia Taur, în primul rând, dacă vă gândiți la o călătorie sau chiar trebuie să mergeți cu mașina, un pic de atenție, pentru că este posibil, din păcate, să se întâmplă anumite lucruri nu tocmai plăcute. Aveți grijă la ce beți în ziua de 21 aprilie, pentru că este posibil să consumați ceva care să nu vă facă tocmai bine sau să greșiți sticlele. Nu știu, se poate întâmpla și o astfel de situație. Să vă duceți în beci și în loc de bere să găsiți altă sticlă cu tot felul de substanțe și mai apoi să intervină astfel de probleme. Pentru partea de iubire, se pare că este o zi în care persoana iubită este cumva la distanță de voi și chiar vă detașați, vă simțiți destul de singură. Și aveți impresia că persoana iubită nu vă înțelege în ceea ce vă doriți sau vorbim despre faptul că această persoană iubită consumă anumite băuturi alcoolice și, e clar, vă simțiți destul de neglijată. Iar pentru cei care sunteți singuri sau singure, într-adevăr, această zi o petreceți în mod normal. Dacă aveți cumva pe cineva decedat, probabil mergeți inclusiv la cimitir să mai aprindeți o lumânare sau să puneți o floare, dar în rest, nu știu, poate este, pentru voi este o zi obișnuită ca oricare alta. Nu văd să fie ceva evenimente importante pentru voi pentru data de 21 aprilie. Mai văd aici, la voi văd inițialele M, O, U, L.
dacă aceste inițiale înseamnă ceva. Și încă un lucru, fiți atenți la bani în ziua de 21 aprilie, pentru că este posibil să faceți o cheltuială inutilă sau, din păcate, să pierdeți portofelul cu singurii bănuți pe care îi mai aveți. Da? Deci, un pic de atenție. Hai să vedem pentru gemeni. Pentru gemeni, ziua de 21 aprilie. Aici ori sunteți gemeni cu ascendent în berbec, ori înainte a fost berbecul cu ascendent în gemeni, pentru că văd că lucrurile se repetă. Și la fel, așa cum am zis, e bine să ascultați și zodia berbec, ce am spus la berbec, pentru că acolo sunt anumite elemente care vi se potrivește și vouă, mai ales cele, că vă petreceți prima parte a zilei sau cel puțin o parte din zi cu familia, dar și că se iscă anumite conflicte, iar mai apoi veți prefera să rămâneți singur sau singură, să vă puneți ordine în idei sau chiar să faceți orice altă activitate care să vă facă plăcere și să vă scoată puțin din starea respectivă. S-ar putea chiar să vă axați mai mult pe citit, pe a afla tot felul de știri, de informații noi, care vă sunt destul de benefice și cumva parcă este un timp în care pur și simplu zici ok, hai că mai iau o carte să citesc pentru că aștept să treacă timpul mai repede. E ceva aici cum așteptați să treacă timpul mai repede, ca și cum așteptați să se întâmple ceva benefic, și într-adevăr ceva benefic se va întâmpla indiferent sub ce formă. Pentru unii poate să fie vorba că în momentul în care citiți veți simți o bucurie aparte, pentru că aveți acolo în carte un citat sau ceva care vă scoate puțin din starea voastră, sau cine știe, primiți un mesaj, un apel telefonic în legătură cu niște vești, dar sunt vești foarte, foarte bune pentru voi din punctul ăsta de vedere. Doar la voi aici grijă în ceea ce ține de familie, pentru că este posibil să aveți niște discuții contradictorii. Hai să vedem pentru cei din zodia RAC. Pentru cei din zodia RAC, văd că este o întâlnire cu prietenii, dar este o întâlnire benefică pentru voi. De ce? Pentru că aflați anumite vești de care n-ați știut și care trebuiau să ajungă într-un fel sau altul la voi. Văd că vă preocupă foarte mult cifrele, n-ar fi nimic exclus să discutați cu cineva pentru a investi în ceva sau pentru a vinde ceva. Da, dar e ceva iarăși care vă face bucurie, doar că trebuie puțin de atenție dacă se merită să vindeți sau să merită să cumpărați ceva, pentru că s-ar putea ca la final să aveți un gust dulce amărui, adică să nu fiți suficient de mulțumite pentru că v-ați gândit să vindeți lucrul respectiv. Hai să vedem pentru fecioară, pentru leu, da? RAC Leu. Hai să vedem pentru cei din zodia Leu cum va fi ziua de 21 aprilie. Cei din zodia Leu, se pare că ziua de 21 aprilie este o zi care îi cu susul în jos, cu jos în sus și cum vreți sau cu, da? Ați înțeles voi ce e o zi care e total pe dos, o zi în care vi se pare că toată lumea e împotriva voastră, că toate lucrurile se întâmplă contrar vouă, că indiferent ce faceți voi, lumea nu vă înțelege, că nu sunteți înțeleși de cei din jurul vostru și așa mai departe, și că indiferent ce faceți sau ce vă propuneți să faceți, parcă nimic nu se leagă, dar cu puțină răbdare lăsați să treacă ziua de 21 și veți vedea că lucrurile se vor lega între ele. Hai să vedem pentru cei din zodia Fecioară. Zodia Fecioară.
Pentru cei din zodia fecioară, văd că vreți să rămâneți singur sau singură, să stați în solitudine, să aici n-ar fi nimic exclus. Dacă sunteți persoane care sunteți în situații de trio, să vă gândiți destul de serios ce hotărâre să faceți. Dacă nu e vorba de situație de trio și este vorba de altceva, văd că este o zi în care vă gândiți destul de bine la alegerea pe care vreți să o faceți, pentru că oscilați în luarea unor decizii. Poate să fie aceste decizii poate să fie și legate de iubire, și legate de sănătate, și legate de loc de muncă, și mai ales aceste decizii văd, nu știu de ce, dar văd că au legătură cu o persoană văduvă, sau poate voi sunteți văduvă și vă gândiți să luați niște decizii de, nu știu, să vă mutați în altă parte sau ce știu eu ce alte, sau poate chiar să luați decizia de a vă reface viața, de ce nu? Dar e clar că este o zi a deciziilor la voi. Hai să vedem pentru cei din zodia Balanță. Zodia Balanță. Zodia Balanță este pusă pe călătorii, dar nu cred că veți face această călătorie pe data de 21 aprilie, ci mai degrabă cred că este o călătorie pe care în acest moment o gândiți să o faceți în viitor, chiar dacă ați pleca undeva la un drum, nu cred că veți face un drum lung, ci mai degrabă niște drumuri scurte, pentru că și dacă plecați la un drum lung, văd că aveți tot felul de piedici, ba e un accident în fața voastră, ba se sparge roata la mașină, ba, deci se întâmplă tot felul de evenimente încât bateți pasul pe loc. Deci nu văd să fie o situație în care să puteți înainta. Aflați tot felul de vești, nu sunt vești, aici n-aș putea să spun nici că veștile sunt rele, nici că sunt foarte bune, cred că sunt vești mai mult obișnuite și cred că este pentru voi, este indiferent că sunteți în cuplu, indiferent că sunteți singur sau singură, este, pentru voi este o zi obișnuită ca oricare alta sau mai degrabă o zi a relaxării. Este posibil ca printre voi să fie persoane care zic, astăzi e duminică, nu plec niciunde de acasă, ce ar fi să consum un pahar de bere, un pahar de vin și așa mai departe, că oricum nu plec nicăieri. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Hai să vedem pentru cei din Scorpion. Pentru cei din Scorpion, cum va fi ziua de 21 aprilie. La voi, da, văd că vă întâlniți cu foarte multe persoane, poate vă dați întâlnire cu prietenii, prietenele sau cu membrii ai familiei, dar este o zi cu fertilitate pentru voi, indiferent pe ce plan, da, și pe planul dacă vreți să concepeți un copil, da, și este posibil acest lucru, este cu această posibilitate de fertilitate, dacă vă gândiți la un proiect nou, la fel, este cu fertilitate, în sens că ideile voastre din această zi, indiferent despre ce este vorba, sunt idei de succes. Și cumva aceste idei și aceste persoane cu care vă întâlniți vă dau un curaj aparte, vă dau o încredere în sine diferită. Dacă până acum ați fost mai izolați, izolate, mai morocănoși, morocănoase, acum parcă este ceva care vă scoate din starea voastră și vă dă curaj ca de luni, din 22 aprilie, să porniți pe un nou drum, dar un nou drum cu succes. Hai să vedem pentru cei din zodia Săgetător cum va fi ziua de 21 aprilie. Săgetătorul văd că e pregătit de luptă. E mereu în gardă, pentru că se așteaptă ca niște persoane să vină să îl atace, să-i spună niște vorbe urâte și așa mai departe și atunci trebuie să iasă la atac. N-ar fi nimic exclus aici să aflați că cineva a spus anumite minciuni despre voi, acest lucru vă deranjează și, bineînțeles, porniți la atac împotriva persoanelor respective. Pe planul iubirii văd că este o zi în care petreceți alături de persoana iubită sau
cine știe, poate că vă gândiți să-i faceți o surpriză persoanei iubite sau ceva de această natură. În rest, lucrurile sunt bune, numai un pic de atenție, pentru că aici, dacă sunt situații de trio sau ceva de această natură, este posibil să se afle inclusiv despre această situație de trio și mai apoi, din cauza acestei rivalități, acestei dispute, să se verse inclusiv niște lacrimi. Dar mai apoi lucrurile să, oricum, să vă schimbe viața din foarte multe puncte de vedere. Hai să vedem pentru cei din zodia Capricorn. Capricorn, ziua de 21 aprilie. Pentru cei din zodia Capricorn, văd că voi vă gândiți să porniți undeva, să plecați la o persoană dragă vouă sau într-o direcție nouă. Cumva vă doriți să luați viața de la capăt, chiar dacă vorbim despre o persoană nouă, chiar dacă vorbim despre un loc de muncă nou, chiar dacă, indiferent despre ce vorbim aici, văd că vă doriți o noutate în viața voastră, vă doriți ca o idee a voastră să capete contur și chiar să se îndrepte într-o direcție pozitivă, dar mare parte dintre voi văd că este vorba de finanțe, în ceea ce ține de finanțe. Da? Deci puteți să vă schimbați jobul, să vă căutați un job mai bun, unde să fiți mai bine plătiți și îmi este foarte, sau aveți în minte o idee pe care să o puneți în aplicare și în urma căreia să scoateți o anumită sumă de bani și văd că da, într-adevăr funcționează acest lucru, chiar indiferent sub ce formă doriți să obțineți acești bani. Hai să vedem pentru cei din zodia Vărsător. Zodia Vărsător, văd că e posibil să trebuiască să semneze niște acte. Atenție doar la actele pe care vreți și trebuie să le semnați, să fie așa cum trebuie, să fie corecte, absolut. Se poate întâmpla să aveți de-a face cu o persoană din zodia Berbec sau chiar două persoane din zodia Berbec. Această persoană din zodia Berbec este, chiar dacă nu lucrează, este posibil într-adevăr să fie o persoană care lucrează într-o instituție foarte importantă unde voi aveți treabă, sau cumva să luați legătura cu această persoană, chiar dacă este duminică, dar voi să vă informați în legătură cu niște acte de la această persoană, deci poate să fie și o astfel de o informație telefonică sau poate este un prieten bun și vă întâlniți cu prietenul respectiv și îi puneți această întrebare. Sau această persoană, da, așa cum am spus, poate să fie un prieten, prietenă sau un membru al familiei care, chiar dacă nu lucrează într-o instituție, dai o persoană mai justițiară, mai corectă, da, și vă spune anumite lucruri pe care le-ați făcut bine sau le-ați făcut mai puțin bine. Mai apoi văd că vă relaxați, ascultați muzică și de ce nu, poate faceți inclusiv și un grătar alături de familie și văd că se pune destul de mult accent pe un ceas. Nu știu ce este cu acest ceas. Orică este un timp scurt în care aveți ceva de rezolvat, ori, nu știu, e în legătură ceva cu un ceas. Să vedem și pentru cei din zodia Pești, ziua de 21 aprilie pentru Pești. Păi, aici trebuie să fiți un pic atenți. De ce? Pentru că este o persoană care se dă drept prietenă, dar nu e prietena voastră sau prietenul vostru. Este o persoană cu care vine la voi cu un dar sau poate să fie invers, că persoana respectivă vine la voi să vă ceară un dar, dar indiferent că vorbim despre un cadou, indiferent că vorbim despre o sumă de bani, indiferent despre ce vorbim, mai apoi să îi vedeți destul de greu înapoi. Nu este genul de persoană care să fie corectă, nu este genul de persoană în care să puteți avea încredere.
Este genul de persoană care știe să vorbească frumos, știe cum să vă îndulcească, ca să zicem așa, până obține ceea ce își dorește de la voi, după care mai dispare câte un pic din peisaj, spunând că este ocupat, ocupată și că are foarte multă treabă. Da? Dar evită să spune, ca și cum în momentul în care îi dați bani, spune ne vedem peste 2 ani. Da? Cam așa cum vă restituie banii respectiv. Nu cred că este o situație care să vă restituie banii mai repede de atât. În cele mai fericite cazuri, da, vă restituie banii respectiv peste un an, dar cam un an, 2 ani, când vă dă banii respectivi înapoi. Pentru cei care vă puneți o anumită dorință în data de 21 aprilie, să știți că e vorba de o dorință care se va îndeplini abia peste un an sau doi. Nu este o dorință care se îndeplinește de pe o zi pe alta, mai ales a persoanelor care au legătură cu cifra 6. Dar dorința de îndeplinit se îndeplinește. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!